Bună tuturor și bine m-am găsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am să vă zic chestii de viața mea de când m-am născut până când am acum aproape 14 ani, așa că ar să vedeți ziua mea, gen, ar să vedeți și un vlog, așa că stați liniștiți că până la ziua mea ar să mai postez o groază de vloguri. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru suma de 30 de urmăritori, așa că 30 de urmăritori nu erau abonați? Da, și gen, partea care gen, sincer, pentru întrebări, partea care de viața mea care m-a durut și mai tare a fost din 2020, ok, trebuie să mă bâlbâi, ok, în 2020 până acum, la ora actuală, gen, de mă apropii în 2023 și încă am chestii pe suflet. Chiar dacă mă vedeți fericit sau chestii, dar am să vă zic toată viața mea ca să înțelegeți ce și cum. Deci, eu sunt născut în 2008, pentru cei nu știi. Și gen, mama m-a născut pe mine la 17 ani. Chiar îi mulțumesc foarte mult pentru că m-a născut. Da. Nu pot să zic că nu mulțumesc, chiar pentru că, da. Chestiile de familie, nu știu dacă am să pot să le explic toate, dar... Vă zic ceva de mine. Ok, m-am născut eu. Înainte de mine a fost un frate, gen, care mama când i-a dat nașterii era deja mort, chiar îmi pare rău. Gen, eu chestia asta am, gen, mi-a zis-o când aveam 8 sau 9 ani, așa. Gen, sincer am rămas șocată pentru că eu de chestia asta nu știam. Eu sunt... cea mai mare, pentru că mai am încă 4 frați. Unul este vitreg, pentru că tata și-a refăcut viața, să înțelege și de ce e chestia asta după aceea. Suntem 4 frați, noi ești așa separat. Eu sunt cea mai mare, care am 13 ani jumătate. După aceea, mijlocia, deci puțin mai mare, are aproape 12 ani, o cheamă Ionela. Aia mai micuț are 10 ani, făcuți acum în septembrie, din luna trecută i-a făcut. Și gen, o cheamă Maria și fratele meu care are aproape 8 ani, care ar să-i facă pe 1 aprilie. Îl cheamă Gabriel. Ok. Când aveam maxim 6-7 ani jumătate așa, gen, data cu mama ieșit o ceartă, dar n-am înțeles de unde. Și gen, na. Nu pot să zic de la ce și ceata, pentru că eu nu prea știu chestia asta, pentru că eram mică și am uitat tot timpul. Gen, tata s-a despărțit cu mama, a făcut divorțul, sincer. Au divorțat în 2018, gen, încă eram mică. Când făceam videoclipul, cringe foarte, foarte fain. Ok, și gen, mama și-a refăcut viața și tata la fel. Tata și-a refăcut o viața acum 5 ani. Gen, aveai tu socoteala în 2017, așa, era, așa era? Nu știu, în fine, face și voi socoteala, că eu am erai, ok. Și mama și-a refăcut-o la fel, dar doar că bărbatul cu care a stat ea, gen, în locul ăla unde a stat mama, gen, se cheamă Ciobanul Costa, județul Constanța, gen, stă fix la ostrov unde are tata casa lui și acolo, gen, unde am stat eu, am copilărit la mama, gen, a stat și la mama pentru că am fost împărțiți. Prima oară am fost împărțiți eu cu sora mea Ionela, am fost împărțiți la tata. După aceea, ceilalți doi mei mici au rămas cu mama. După aceea, după cât, după 2 ani, maxim, tata ne-a dat la mama până în 2 vârste mari. După aceea am rămas la mama câtva, olea cât timp, nu știu, ce mă încur. Gen, am rămas și la mama până maxim 9 ani aveam, nu, 10 ani așa aveam. Când am plecat la mama, pentru că am plecat, am venit la tata. Eu am plecat, am venit în Italia. Acolo unde am stat eu la mama, gen, aveam foarte mulți prieteni și încă mai am, așa că încă îi mai iubesc, așa că... Chiar îmi dor de ei și vreau, de-abia aștept să vină vara, să mă duc acolo să-i văd. Chiar dacă mama nu mai este acolo, dar mama acum e în
altă țară, pentru că și-au reput iar viața și eu cu mama nu prea vorbesc, pentru că am zis că e mai bine să nu mai bag în seamă, pentru că nu prea m-a interesat de noi și am zis că de ce să mă iubesc chiar dacă pe aia nu-mi interesează, așa că am încheiat terapeutul. Cu tata am înțeles foarte bine, sincer. De când am venit aici în Italia, am aproape 5 ani, de când sunt aici în Italia. Și gen, merg la școală foarte ok, gen, sunt foarte ok cu mine. Și gen, e ok să fii la școală, pentru că, na, sunt în clasa 7. Când am plecat de România, era în clasa 4. Ce cringe, gen. Poate sunt în clasa 7, și gen, mă uit diferența dintre mine, gen, trecut și acum, gen, foarte mare schimbare. Sincer, mi-e cam greu să văd lumea seama, pentru că n-a fost la fel ca la toți copiii, gen, eu am părinții divorțați. Gen, da. După aceea, când am uitat aici, am întâlnit o mama putrică, care, noi când am venit aici cu tata, gen, că tata a venit de România, ținea pe noi, la mama, femeia asta cu care tata, gen mama mea vitregă, o cheamă Gabriela. A, da, și am vrea să vă prezint și pe tata. Tata, pe tata îl cheamă Marian. Cum să zic eu? Femeia asta deja născuseră, pentru că acum are un băiat de 3 ani, care i-a făcut în iunie. În gen, da, ne înțelegem foarte bine. Și chiar îi mulțumesc pentru că are grijă de mine și de frații mei și pe sine. Chiar eu m-am încumsătat. Și, da, în 2021, în vară, am avut un prieten, pe numele Dragoș, care era din comuna, nu știu, era un oraș, din Iași era. Am stat cu el un an, când a făcut un an. Un an am făcut pe 8 martie, de ziua femeii, mi-a dat mesaj că mi-a dat să merg un prieten, da, m-a jurat chestii, sincer. Eu cu băiatul ăsta m-am înțeles foarte bine, nu pot să zic că nu m-am înțeles, pentru că nu. Ce să nu zic? Acum are boală cu mine, dar nu știu de ce. Eu trec piesii pentru că nu stau să ascult ce zici un... Mă simt că e gata, am încheiat, dar nu spusez despre mine, gen, ca să mă simt, pentru că nu mă simt la cineva care și-a putut de mine. Eu cu băiatul ăsta am stat, gen, un an și ceva de zile, gen, chiar a fost ok, nu pot să zic. Și gen, un an, chiar eu, cam mare, gen, a făcut cunoștință cu părinții lui și el a făcut cunoștință tot cu părinții mei, cu tata și cu mama mea întregă. Și gen, da. Râdeam, nu pot să zic că nu, așa că da. După 8 martie mi-a trimis mesaj că vrea să mai cu prieteni, atunci eu am început să plâng și de atunci chiar m-am stins de tot. Am zis că e ok să mai pun la mașul de azi. Pentru că atunci am fost gândită foarte tare, în sensul ăla gen, este mesaj, prieten tot, ziua femeii, că nu mai vrea să mai fi prieten cu tine. Aici așa am zis că e ok. Nu am înțeles. Sincer, aveam foarte mulți fani pe TikTok și îi pupăi. Prieteni am avut de-a lui, am avut cunoștință cu prietenii lui și el l-a făcut mai mic. Ok. Perioada asta, cum să zic eu, asta e perioada care m-a... M-a lovit mai tare, pentru că în 2022, în vară, eram un copil, gen. Aveam
11 ani, aproape 12. Și gen... aveam aproape 13 ani. I-am făcut 13 ani în ianuarie. Gen... în ianuarie încă mai eram prieten. Eu cu el am încheiat... eu cu el am încheiat după martie, ce? Ziua femeii, era fericitul pentru că era ziua femeii și nu puteai să fii trist. Și atunci când am văzut că nu mi-a făcut nimic la băiatul ăsta, chiar mi-a părut rău. Și gen, am zis că mai bine îmi închid sufletul ca să nu zic la nimeni, am închis asta pentru că e chestie privată. Și am zis că nu mai pun suflet la niciun băiat cu care am zbun înainte. Gen, acum... pentru că chiar pare rău că mai sunt de prieteni. A fost prieteni. După aceea am mai cunoscut o prietenă. După aceea el nu cred că avea 8 luni. De când era prieten. Gen, da. Prietena s-a tot așa, o n-am lăsat și după ce a plecat și ea. Cu ea nu mai am avut, cred că, de 3 luni. Nu cu el ne mai iau de grete. Și poate mă duc pe dacă nu vreau să mă duc. Au avut o idee frumoasă, gen, când eu am întâlnit pe el, iar prieten cu o fată de la Ciubani de acolo. Chiar mi-e dor de ea, dar după ce mi-a făcut, nu pot să zic că așa mă bag seama. Nu știu dacă e adevărat sau nu e doar chestia care s-a întâmplat înainte. Chestia aia înainte ce s-a întâmplat, pentru că ea s-a dat la prietenul ăsta meu, Dragoș, care era prietenul meu nou și gen, eram prezentat. După aceea, ți-mi minte ultimul lucru pe care mi-a zis ea, a zis că nu te mai lua după mine pentru că nu vine la mine. Și uite cum a luat și gen, nu știam ce băiat este. Sincer, nu știu dacă și-a avut rău de mine, dar eu am ce parte de mine. De gen... da. Acum cred că vreo... de o lună sau două, înainte să fac iubitul. Nu, gen, mi-a dat, m-a sunat măsa după numărul lui, gen, băiatul ăsta vreau văzut, gen, și mă sună și face, Dragoș a murit, de la atac de panică, de unde până unde a murit, de la atac de panică, eu atunci când ți-am mai aflat, gen, nu e adevărat sau, nu știu, nu știu, mie, nu știu dacă el face mișto de mine, dar am auzit la versiune că, el nu e mort, puțin încă pătitor, așa că nu e mai chestia asta. Pentru că am auzit atunci, am început să plâng. Cred că plângeam chiar în fiecare seară. Când am aflat atunci, nu s-a mai zis dacă pot să vin la mormântare și am zis că... dar eram în Italia și început să-mi dea școala. Dar nu. Bă, da, eram în Bapa, început de școală și acum vine. Chestia asta mie am zis lui tata. Tata, i-a zis lui tata când eu cu eram încheiat-o, că eu cu mine nu mai este prieten. Și tata a zis că e ok, așa sunt băieții. Nu tu o să mă fac, dar... acum o lună, pe 12 octombrie, septembrie, am întâlnit nou s-a băiat pe nume Alin Parucescu, care nu mi-a iubit, dacă vezi vreo clipul. Îl cer asta care chiar e viața mea. Un pic chiar mă dezgustă faptul pentru că stau și mă uit înainte, în urmă, în loc să mă uit înainte. Mă bâlbuie pentru că trebuie să înțelegeți că cum să zic eu, mi-aduc aminte de amintiri care nu trebuie să mi-aduc aminte pentru că
cine stat eu înainte nu merită atenția mea. Pentru că mi-a zis foarte mulți prieteni să nu mai mi-aduc aminte de el, dar... Sincer, am zis că e mai bine să șterg toți din capul meu pentru el și... Eu, da. Am zis că e mai bine. Acum am nu iubit, sincer, îmi zic foarte mic, eu pot să zic că nu, că dacă iese de chat-ul, e bine, pentru că ne păcăm. Sincer, mi-e cam rușine să postez vlogul ăsta, dar să postez pentru că nu te ai spus ești. Viața ta, gen, într-un videoclip și... M-a spus și mă pun pentru că, sincer, până am o viață foarte de căcat. În sensul ăla, nu știu, am câteva, înainte să mă cunosc cu prietenul ăsta, nu mă iubit. Cădeam, gen, așa cădeam, la pământ. Gen, acum încerc să mă ridic, dar nu pot. Pentru că... Tot ce am avut în mine, gen, ne-am dat cu Dragoș. Mă zic, oală, adică m-a folosit. Deci, mi-e cam greu, pentru că... N-am trebuit să plâng pentru prietenii, pentru că este unul foarte... Gen, care... Îmi dă hei, pentru că l-a făcut pe el tu să iau o chestie de genul, dar nu e adevărat chestia asta. Vine lumea de la el după pot și... Dă mie mesaj pe TikTok, în privat sau pe Instagram, pe altă mine, pentru că și la ora actuală care îmi dă hate în cauza lui, gen, nu vreau să mă duc el, dar iar postează niște conținuturi pe TikTok care nu pot să te abții să nu plângi, gen, pentru că vorbește foarte prost. Sincer, dacă aș avea la cine să mă duc să mă îmbrățișez, acum nu mă duc, pentru că nimeni nu știe ce e mine. Și acum, gen, ăsta e iubita mea. Gen, am multe. Chiar nu vreau să merg așa cu locul ăsta. Gen, trebuie să mă bucur de vârsta mea pentru că o stânălă, nu trebuie să plâng după lumii care nu mă merită. Sincer, chiar îmi pare rău, pentru că m-am încurcat cu persoane care nu ar trebui să mai mă încurc niciodată și chiar acum e milă de mine singură. Că nu trebuie să mai pun suflet, gen, eu pun suflet de fiecare dată când se pare relații sau prieteni. După aceea super tot eu. Ce vă zic eu este că dacă vă faceți prieteni noi, nu vă deșiriți viața ca să... sau să vă dați tot ce aveți cu suflet să le ziceți lua. Că asta nu se întâmplă la mie. Scuzați-le. Am revenit după ce am terminat vlogul, ca să nu-i machiez tot pentru că nu mai fac. Îmi iau hit de la foarte multe lume, gen, ca să vă zic ce se mai se întâmplă mie, ce mi se întâmplă. Nu prea mai mi se întâmplă acum, dar... Unii lucruri se întâmplă acum în tot de timp. Vă rog sau nu, mai tip, gen, nu acum. Mai corect, mai corect. Cred că eram pe bară și gen, am luat foarte mult hit, să gen, că nu putea să merg pe stradă, pentru că eu cum am coșul pe față, chestia asta e normal, dar gen, aveam exagerat. Am luat foarte mult hit, pentru că m-am și urât, sau când am luat de continuu, sau chestii, că aveam coșul, gen, sincer. Dar nu coșuri. Și acum, dar nu prea mai am pentru că acum folosesc
film, chestii. Nu am foarte mult hate pentru că eu nu prea mă mai cheam. Acum am început să mă mai chest pentru că mă simt urâtă. Mi-a zis și iubitul meu, de și lumea zice și alte mătuși mea. Nu trebuie să te vadă lumea pe tine frumoasă, trebuie să te vezi tu pe tine frumoasă, gen. Gen, să vă zic, adevărul, eu mă mai chest pentru că, cum să zic eu, și la școală, cum mă duc, mă întreabă fetele, dar de ce te mai chest, pentru că tu ești frumoasă pe rău tot, gen, fetele. Și băieții la fel, gen, câteodată mă oprește și prietenii mei și îmi face, da, când ești cu noi, ești nemachiată, că nu zice nimeni nimic, gen, știi că suntem noi cu tine, te ajută cu chestii, gen, gen, încerc să mă ridic, așa, chiar dacă sunt proastă eu și pune, dar nu ar trebui să fiu, pentru că piesele mi-e mai mică și ca mine. Și eu plâng pentru că mă uit în urmă, după ce mi s-a întâmplat și că trebuie să mai plâng. Și ar trebui să, să ridic capul sus, cum mi-a mersit foarte multă lume. Acum încerc să observ pentru că este lume foarte multe lume care nu mă suportă, gen. Și ar trebui să le întorc spatele. Foarte multă lume a zis chestia asta. Tot așa spatele, nu-i băga în seamă, da? Și eu stau și plâng. Că lumea se aia de mine, că sunt urâtă, că sunt grasă sau... Eu, grasă... Nu chiar cred că sunt. Și chiar dacă sunt grasă, nu te interesează pe tine, gen. Dacă sunt grasă, îmi place mie, dacă îți place ție. Așa că cam o să fac vlogul. De ziua asta chiar am să fac vlog aici. Am zis că nu să mă șterg pentru că mi-am pus să aia la și meu. Așa că s-a făcut vlogul și vă pupicesc și nu uitați să apăsați butonul de like și papa. Și papa de ce? Și papa că trebuie să zic pa. Ați înțeles. Așa că dacă nu mai am idei de vloguri, așa că dacă vreți să îmi scrieți, să-mi dați idei de vloguri, ăsta e Instagram-ul meu aici. Și gen, ăsta cam a fost vlogul pentru astăzi. Eu v-am pupat și vă urez o seară frumoasă și spor la școală săptămâna asta. Pa, pa!